De ce? Pentru că, hai, de ce la meciul cu Lituania, când avea ambele mâini pe minge, puteau... Pentru că nu aveam voie să punem imagine. Și eu, Crăciunescu, a spus că n-a fost fault. Poate să spune și Crăciunescu și oricine care are o părere. Dar n-are nicio legătură, Vivi. Acum nu stăm, dacă nu sunt Dumnezeu, nici Crăciunescu și Porumboiu. Da, deci eu spun că n-a fost fault acolo și ți arăt aici pe laptop cu imagini. Are mâinile pe minge. Apoi, Târnovanu are mâinile pe minge. La Lituania. Nu, eu vorbesc de voi cu Petrolul. Pe boxat-o. Nu, are mâinile pe minge când pune mâna așa, apoi intră jucătorul Bembach, intră în el. E fault cât Casa Poporului. Acum gata, dacă a spus Crăciunescu, nu o să mai comentăm niciunul. Deci eu spun părerea mea despre faza respectivă. Cum la fel când a fost cu Lituania. Că sunt subiectiv. Ok, aici. Da, cum a fost cu Lituania, aici... eu spun că și cu Lituania acolo am avut noroc. Apropo de Târnovanu, așa am văzut fazele cu Lituania. A avut noroc cu Varu că s-a anulat golul respectiv. Dar aici, și o să-ți... Da, Varu a constatat că acolo n-a boxat bingea, ci au avut-o sub control, da. A avut-o în palme și a fost... Mâini pe lumea poate nu înțelege chestia asta la portar, da? Chiar dacă dai în minge. Dar mingea este în controlul portarului, în brațele portarului, se consideră a fi fault. Asta este regulamentul. Nu are ambele mâini pe... Nu, are o mână pe minge. Trebuie să ai ambele mâini pe minge. În momentul când... Uite-te și nu. Da. Că sunt faze și apoi, pur și simplu, Bembach, așa îl cheamă, nu? Intră da, în el. Sunt, e fază cu fază luată la secundă. Ceea ce am arătat și lui Andrei, când ne uitam sâmbătă seara. Aici, poate și portarul Târnovanu trebuie să aibă mai... Nu e prima greșeală, e a doua, nu? S-a întâmplat la meciul cu Lituania. Poate să iasă mai repede, să anticipeze. Să lovească mai tare mingea. Da? Pentru că tu este important de echipă națională. Cine mi s-a profault? Da. Nu știu exact cum a fost și faza, de exemplu, cu roșul lui Mihai Popescu. Iar Mihai știe că a mai spus că ceva. Când mă întreb pe mine, eu zic că nu e roșu, da. Nu știu exact care sunt. Dar sângele era roșu. Nu sunt, abordat cu tot ce cum se schimbă în acolo, arbitraj. Știi e discuția respectivă că nu orice fază la care se sânge roșu. E cartonaș roșu. Da, nici când vezi efectele, nu există. Dai. Când vezi efectele, trebuie să te uiți. Tu ai o explicație. Eu am fost la meciul ăla din 97 cu Andeleanu. Te-ntorci apoi la 97. Spune-o acum. Și galbenul lasă lăcă. Lăcă luase bine, galben. Oricum, n-are, nu poți să compare. După ce a văzut efectele, a luat-o, deci fii atent, a luat-o lăcă spre vestiar. Care a fost efectul la Mihai Popescu? Ai văzut sânge? Da. Știi ce scrie în regulament, nu? Dacă cuotul este folosit ca armă. S-a părut că folosi ca armă? Păi da, eu nu înțeleg pe fundașii ăștia și... Asta am vrut să spun, pentru că tu ai fost fundaș și tu poți să... Dai, să nu trebuie să ridici cotul, că dai prilejul, nu? Nu, du-te cu umărul și ai și tu, te protejezi și tu. Că văd ăștia că s-o lovesc cap în cap, că a fost și la meciul ăsta, nu? A lovit Keita pe cine? Pe Olaru sau pe cine? Da. Că putea să dea penalti acolo. Păi da, de ce nu te duci mai lateral cu umărul și te și protejezi? Și lovești mingea cu capul. Să uite la Van Dijk. Van Dijk face extraordinar lucrul ăsta. Tot ce din lateral nu folosește coatele, nu folosește... De ce trebuie să dai cotul, mai ales acum când sunt atâtea camere, este VAR, unde te poate întoarce dacă arbitrul nu îți dă prima fază. Mi se par niște greșeli impardonabile ale fundașilor și nu numai fundașilor, și la mijlocașilor, că și ăsta, cum îi zice, Baba mai lovește cu cotul. Baba al-Hasan. Și pe jumătate mai lovesc cu o la faza aceea, la ultima fază care vorbeam noi, l-am văzut și pe Mihai Stoica cu declarații aseară sau și alaltă seară că ei au cerut, cei de la FCSB au cerut fault la șut. Da. Faza a pornit din fault la șut, spun cei la FCSB, dar arbitru VAR Costrăia considera că acolo nu a fost decât a fost o contră. Da. A fost o contră. A fost o fază asemănătoare seară, dacă te-ai uitat la meci. La care? La Ucluș cu Craiova. Și unde s-a lăsat jocul să meargă. Da. A fost, că dacă pui contra la minge, bineînțeles că mingea nu poate să rămână... Mingea nu poate să rămână între două picioare, pentru că mingea... Normal. Și normal, din inerție te poți duce cu piciorul mai departe, dar dacă dai minge, cum să fie fault? Nu mi s-a părut. Șut, să aduc deci aminte de penaltiul acela cu farul, nu? Când l-a călcat bună, nici era atent bună să uita. Și de atunci, poate că și arbitrii, pentru că arbitrii acum, la pregătirea meciurilor, să uită, mă, cu cine joc? Ce arbitrez? Pe FCSB-ul, ia să vedem. Care sunt jucătorii care pică mai ușor, care încearcă să scoată faulturi și să știi că arbitrii fac și ei analiza echipelor pe care le arbitrează. Și probabil că la șut...
ținut secunde antecedente. Deci dacă tragi linie la FCSB cu Petrolul, cum a fost arbitrajul? Nu, vă spun ceva, penalti clar la Rudulescu. Îi dă Baba al Hasan în picior. Sau Edjuma, care dintre ei, nu știu. Baba. Îi dă în picior. Dă cu, tot cu piciorul și din piciorul lui Rădulescu să duce mingea mai încolo. Și dacă clar, la fazele FCSB-ului, îi picase și, la picase și, îi picase și mâna, mingea pe mână lui Baba al Hasan. La FCSB putea, printr-o neglijență care a făcut-o Cheita atunci cu, când a lovit cu capul pe jucătorul FCSB-ului, să dea. Dar, per total, eu nu cred că arbitrajul a influențat rezultatul acum. Un rezultat normal, FCSB-ul a avut 1-0, greșeala de interpretare a lui Mihai Popescu, care eu îmi mențin părerea că nu este fundaș central de FCSB, de cupe europene, sunt lucruri normale. Mă bucur pentru Petrolul că după ce ne-a dat și cățeie cu... Și-o întâlc Petrolul după 10 etape o singură înfrângere. Ne-au dat cățeie cu terenul în cap 4-1 ăla, da, n-am mai pierdut niciun meci. Vine vineri acum Moldărășanu, Ploieștean, Moldă și Ploieștean, uita că ai jucat la noi. Da, voi merge la meci și mă bucur pentru rezultatele echipei. Da, acum, dincolo de interpretările legate de arbitraj, care evident că pot fi și într-o direcție și într-alta, mai este aspectul atitudinii jucătorilor. Deci în momentul în care știi că ești în inferioritate numerică și vezi că e ultimul minut al prelungirilor, chiar dacă ești faultat în cazul lui șut, adică nu cred că ești faultat de asemenea manieră încât să nu mai poți să te ridici, să fugi, să-ți apere echipa. Da. Și atunci trebuie și în mintea lor să se facă switch-ul ăsta, să facă schimbarea asta de mentalitate. Dom'le, mai am de suferit un minut. Bă, ok, nu mi-a dat. De câte ori nu ți se dă. Hai să mă scol să fiu în angrenajul echipei acolo, în cele două linii de 4 și de 5 jucători sau cum erau, că mai e un minut de tras. Asta este. Nu mi-a dat fault. Acolo, pe zona lui. Pe urmă, al doilea, Radunović are mingea în picior în momentul ăla și își vede că un coleg al lui e jos. Păi dă o tare în tribună, pui puțină presiune pe arbitru, că așa se întâmplă, că îi cer, domnule, n-ai văzut că a fost faul, du-te la VAR și vezi, sau, că nu putea să se ducă, că nu se marcase golul. Dar zic, nu vezi că a fost faul? Da. Mai trec 30 de secunde. Dar nu dai mingea înapoi în teren. Cum am văzut o grămadă de situații cu jucători din echipa ta căzut, mingea ajunge în posesia echipei tale, tu te duci repede să-i păcălești pe ea, să le dai un gol, pierzi mingea și pormă o țip la adversar, da. Că de ce n-au dat mingea afară? Da. Că mingea a fost la tine. Păi, aici... Ce-am pățit noi la Ceahlău prin anii 90, când am dat mingea afară, că era un jucător de la Ceahlău ăsta, au bătut și ne-au dat gol. Deci nu l-am dat mingea afară. Ne-am dus la arbitru și am spus, nu am ce să fac. Dacă ei nu sunt fair play, am pățit-o la Ceahlău. Astea erau meciurile în care se juca la soartă, că mai erau și meciuri. Da, era la soartă atunci. Da. V-aș întreba apropo de meciul.